Dar scandaluri și legate, iată, de arbitraj, e o poveste întreagă legată de Ovidiu Hațegan. Ieri ProSport prezenta un material legat de acesta și se vorbește în acest material despre o fractură la vârf între cei mai buni arbitri români ai momentului, Ovidiu Hațegan și István Kovács. Îl las pe Alin să înceapă, Florin. Cum ai, pe tema asta, pe, tema aceasta. Bun. Discutăm de, în momentul ăsta, de cel mai bun arbitru VAR limpede din România, Hațegan, și de cel mai bun arbitru din teren, István Kovács. Și rivalitatea lor bănuiesc că pleacă dinainte de când își disputau întâietatea pe teren și VAR-ul la noi încă nu apăruse. Eu cred că și dacă există această rivalitate, ei ar trebui să treacă peste ea. Adică nu e, cum să spun eu, din ce am citit eu, e o ușoară înțepătură dintr-o parte, adică nu e ceva ireconciliabil. În momentul în care ești pus undeva, de exemplu, eu să zicem că nu m-aș înțelege cu Florin Gardo sub nicio formă, tocmai trebuie să facem emisiunea asta. Trebuie să o ducem la bun sfârșit. Trebuie să ducem meciul FCSB, farul FCSB la bun sfârșit. Deci, cum să spun eu, astea sunt nimicuri lumești, aspecte ale vieții care n-ar trebui să interfere cu bunul mers. Adică acolo noi ce facem? Ne șuntăm? Te-am scos? Nu te-am scos? Ți-am spus? Și chiar dacă există astfel de discuții, Alin Buzărin, pot să existe astfel de discuții cum că te-am scos eu cu decizia de la VAR, că te-am avertizat, că ai greșit bine la ai o făcut, fază. Bine ai făcut, dar de-aia ai venit. De-aia ești plătit acolo pentru asta. Adică, în aceeași măsură în care sunt sigură că nu-ți convine neapărat în teren, dacă vine Gardoș din camera VAR și îți spune Alin Buzărin, vezi că ai greșit dar la faza dacă respectivă. Eu n-am văzut, dar mă scoți, mă scoți efectiv. Ce că, e atâta discuție? Că înțeleg că lui Găman nu i-a convenit în niște ipostaze, că există subiectul dus mai departe. Multe sunt pe surse, dar cu Găman e chestiune concretă. Petrolul CFR 1-5 sau 2-5, scor mare, 2-5 în sezonul regulat. Și Hațegan VAR, Găman o iarbă. I-ar fi spus în vreo două situații Hațegan, vezi că e așa și că e așa. El nu, există convorbirea și de atunci nu l-a mai văzut pe Găman la Liga 1. Păi cumva e într-un fel e normal că nu l-ai mai văzut. Dom'le, sunt orgolii, dar varul ăsta, acum la noi, vara trecută, când s-a implementat și a făcut Sandu Deaconu turul redacțiilor și bine a făcut, că a arătat și a spus... Scurtează-ți ideea, te rog. Bun. S-a spus că greșelile vor... că greșeala din teren va rămâne, chiar dacă ți-o penalizează varul. Poate că nu trebuia să fie așa și atunci era un spirit de echipă. Așa este un struggle, o luptă unii... Cei, mie nu mi se pare, de deci tu mă ajuți. Cu cei de lângă ne microbus ajutăm unii păi pe alții. Pentru că de-aia e notat în funcție de cum arbitrează. Exact. Nu dacă întoarce decizia. Important adică, bun, este, greșit, acum important că este care... să rezolvi problema. Că... Ni s-a alăturat discuții, de-aia ți-am spus să-ți ideea. Te rog frumos. Cristi Balaș, bună dimineața. Președintele campioană în exercițiu CFR Cluj, bună dimineața. Bună dimineața. Salut, Cristi. În dublă, perspectivă acum. Și că a fost mare arbitru, cum vezi această discuție și materialul care a apărut ieri în ProSport, în care se vorbește de o fractură între cei mai buni arbitrii români ai momentului? Păi, mi se pare puțin exagerat articolul. Știu că atunci când eram la Comisia Centrală Arbitrilor, activam ca arbitru. Și în ulterior, când am fost implicat în analiza arbitrajelor, am continuat și am primit telefoane, am discutat subiectul și cu István și cu Hațegan. Fiecare, într-un final, a realizat și a înțeles și exista o colaborare între ei. Arbitrajul este un domeniu în care au loc foarte mulți. Viitorul ulterior s-a demonstrat că am avut dreptate, amândoi au ajuns la un nivel maxim, pentru că vorbim de grupa cea mai importantă din punct de vedere al arbitrajului la UEFA, au ajuns în elit și
și s-a demonstrat că am avut dreptate. Faptul că s-ar putea să fie anumite divergențe, pentru că fum fără foc nu iese, ar trebui să înțeleagă fiecare că nu există parte nevinovată atunci când sunt sau apar anumite situații delicate ca acestea. Nici nu contează care a greșit mai mult sau mai puțin. Nici nu contează care ar fi putut să evite. Important e că fiecare are de pierdut în momentul în care nu are o relație corectă, civilizată, fair play cu orice persoană cu care colaborează sau care este implicat în domeniul lor de activitate. Cu atât mai mult dacă vorbim de colegi. Cristi, scuză-mă și te salut. Crezi posibilă o coabitare, să zic așa, o colaborare a lor duminică seara? Bineînțeles că poate să existe o colaborare. Da, dar cu toate... Vorbim de doi profesioniști. Dragostea, Cristi, iartă-mă. Duminică seara, ProSport anunță azi că arbitrul final e Radu Petrescu. Și gazeta anunță același lucru. Bun, și gazeta. Deci înseamnă da, că nu mai există... Deocamdată informațiile sunt pe surse. Adică nu e o delegare este publicată joi. Pe... Deja. Joi se știu arbitru. Delegarea se pot schimba multe. Eu Radu Petrescu să poate ia... umfla o măsea sau cine știe ce până... Bine, până dacă Doamne ferește apare și... ceva, dar mai mult sau mai puțin i-a anunțat arbitrul final. Adică merge pe o ipoteză puțin plauzibilă în acest moment. Eu acum altceva nu înțeleg. De ce la Comisia Centrală sunt ținuți pe palme? Bă, v-am delegat acolo, vă duceți acolo. Adică nu că eu nu pot cu ăla, știți, tovarășa ca la grădiniță. Nu, bă, v-am delegat acolo, vă duceți. Dar iar eu supoziție, de ce crezi că nu merg? Pentru că sunt informațiile pe surse și sunt surse credibile că Vasaras e puțin, cum să spun eu, e mai delicat decât ar fi cazul. Dacă ai fi șeful lor, nu l-ai pune pe Florin Gardoș și Hațegan și tu ești Ișvan Covaci. Da. Eu de exemplu. Vă duceți acolo. Nu, eu i-aș trimite la două meciuri diferite pentru că sunt buni. Și vreau să-mi acopăr mai multe meciuri bune cu arbitrii buni. Iana, mă interesează ăsta în momentul ăsta. Ăsta e finala asta e campionatului. Că după aia mai decidem noi a doua participantă sau pe ce loc merge la baraj Argeșul sau Chindia, Retro. Lasă că fotbal românesc tot ăla e și dacă pică Chindia sau Argeșul și dacă nu pică. Deci, da, bun. Radu Petrescu a arbitrat de finala și Radu Petrescu a arbitrat deja în Champions League, arbitrează internațional, e arbitru first la UEFA. Nu poți să-l dai pe Radu Petrescu la FCSB după Edjuma Armaș. Nu ai cum. Nu ai cum. De, nu ai cum. Eu cred că ai cum. Bun, Cristi Balaș, cei doi. Discuțiile sunt vechi între cei doi. Există o bătălie așa a orgolilor, dar până la urmă o brigadă e pusă împreună să fluiere. La un moment dat sunt puși împreună. Colaborează sau sunt atât de... E ruptura atât de mare, crezi? Mi-a adresat o întrebare, Alin, dacă i-ar putea să arbitreze duminică, indiferent ce... Exact. Orice meci. Nu, meciul ăsta de importanță așa. Și ăsta și oricare meci. Ei sunt arbitrii profesioniști, ei n-au ce să comenteze, să refuze o delegare. Ei sunt obligați atunci când sunt desemnați să oficiezi la un meci, să facă tot ceea ce depinde de ei pentru a avea o prestație cât mai bună. Nu, ei nu comentează dacă merg sau nu. Am avut fea meciul pe care le-aș fi refuzat încât nici nu vă imaginați. Corect. Și m-am dus și am arbitrat. N-am avut ce să comentez. Am avut foarte multe meciuri pentru că erau conducători în acea perioadă care făceau presiune înainte de meci, care jigneau după meci, indiferent cum ai fi arbitrat, în situația în care tu avea un rezultat pozitiv. Și n-am avut ce să fac, m-am dus și am arbitrat. Așa că eu nu accept și eu n-am ce să comentez, să discut sau să analizez dacă ar putea sau ar fi de acord să nu arbitreze sau să arbitreze împreună. Nu e treaba lor. Treaba lor este să meargă, să arbitreze acolo unde sunt delegați. Punct.
nu înțeleg care subiectele astea nu și-au rostul. Faptul că există, repet, o divergență în acest moment, ei trebuie să înțeleagă că fiecare are de pierdut, nici nu are relevanță, importanță, cine este mai vinovat, cine a început, cine putea să repare situația mai repede, nici nu are importanță. Pentru că nimeni nu o să facă farmacie să zică tu ești mai vinovat decât celălalt. Și sau tu ai început, sau tu ai jignit, tu m-ai supărat, nu există așa ceva. Da, mie mi se pare că ne duce la ou cu găina. Cine a început? Care a fost mai repede? Oul sau găina? Eu când am fost arbitru și ulterior, am discutat și am purtat discuții cu amândoi și cu alți arbitri, în mod special, dar și legat de cei doi, pot să spun că am ținut situația sub control și am făcut să fie conștienți că arbitrajul este un domeniu mult prea mare și fiecare are locul lui. Cristi Balaș, te deranjează dacă ți se comunică din camera VAR că e suspiciune de penalti și se dovedește că așa e? Pe care tu nu l-ai văzut. Nu pot decât să regret și vă răspund la întrebare. Nu pot decât să regret că eu când am fost arbitru nu am avut oportunitatea pe care au arbitrii ziua de astăzi de a corecta anumite greșeli pe care le-am făcut prin analiza de la camera VAR. N-am beneficiat de acest sistem. Analizele, statistica spune că am greșit mult mai puțin decât greșesc arbitrii ziua de astăzi și îmi pare rău că nu am putut să beneficiez de un asemenea sistem care m-ar fi ajutat, indiferent de numele celului care era în cabina VAR. Deci nu te deranjează dacă te avertizează că există o problemă. Eram bucuros dacă bun, se întâmplă asta. Așa este, dar în vară, când Sandu de acolo, am spus până să intri tu, poate ai și auzit, cred că era în telefon deja, deci de acolo a făcut turul redacțiilor, bine a făcut, a explicat niște chestiuni sumare de VAR. În momentul ăla a fost întrebat, dom'le, dar dacă cel din teren greșe, nu vede o chestie și o arată VAR-ul, și de acolo spune atunci, da, păi e o eroare, sigur, el va suporta repercusiuni, adică e ca și cum n-ai fi dat un penalti. Nu crezi că se putea să nu se spună lucrul ăsta sau să nu se accentueze pe direcția asta? Pentru că ăia din teren sunt, aoleu, trebuie să văd eu că dacă mi l-a văzut VAR-ul și l-am văzut eu, sunt curățat. Cred. Deci e o poveste, nu are relevanță. Din moment ce vine vicepreședintele comisiei și spune se va considera greșeală dacă n-ai văzut tu și vede VAR-ul, deja se împarte societatea în două. Este o mare, mare tâmpenie. Cea mai mare tâmpenie care putea să existe. Da, eu nu cred că i-au ținut cont de această... De ce? Pentru că important este să fie luată decizia corectă. Nu contează cine te-a sprijinit, cine a greșit. Ar să trebuie să înțeleagă arbitrii. Aș fi dat orice, aș fi renunțat la baremul de arbitraj. Aș fi preferat să nu mai arbitrez 9 etape, 5 etape, doar să se fi luat la meciurile mele într-un final decizia corectă. Împotriva acestei, Cristi, împotriva acestei teorii pe care ne-am dus acum sau pe această linie pe care ne-am dus, eu revin și spun în felul următor. Tot arbitrul de centru decide. Deci până la urmă arbitrul de centru este cel categoric care dictează. Deci chiar dacă am fost avertizată din camera VAR, eu mă duc, verific. Decizia mea. Deci cu ce să fie pedepsit un arbitru care a fost ajutat, practic sprijinit de VAR? Pentru că aia și am dat eu după 30 de secunde faza. Da, e decizia mea. Eu mă duc la VAR, pot să mă uit la monitor și să spun, nu, o țin pe a mea langa. Dacă o țin pe a mea și e greșită atunci decizia, atunci mă pedepsești. Dar altfel este un ajutor. Că nu atunci, că tot timpul. Și atunci cred că acolo e fractura. E o chestiune de orgolii între ei de ani de zile. Vorbiți cu un președinte care
Întâmplător am și cele mai multe lucruri întâi în arbitraj. Dar nu, prin date de specialiști aceste premii. Ce trebuie să rețineți? Am spus-o răspicat și repet. Înțelegem, sau eu ca președinte, înțeleg de ce un arbitru poate să greșească în timpul unui meci. E normal. Au fost, vor exista ever sau forever vor exista greșeli de arbitraj. Și nu înțeleg cum nu repar greșeala având posibilitatea sistemului VAR să fie folosit. Nu înțeleg asta. Adică acceptăm noi, oamenii de fotbal, presa, ziariștii, jurnaliștii, există îngăduință, spunem că arbitrajul este curat. Ok, înțelegem când fac greșeli, mai ales că există o lipsă de concentrare având probabil această plasă de siguranță, sistemul VAR. Poate mai mult înțelegem greșelile. Dar să ai posibilitatea să folosești sistemul VAR având îngăduința și înțelegerea tuturor oamenilor din fotbal, indiferent că vorbim de fotbaliști, antrenori, președinți, ziariști, jurnaliști, conducători, orice om de fotbal înțelege. Și să ai posibilitatea să folosești sistemul VAR și să nu beneficiezi de această oportunitate, aici nu mai am cum să... Aici m-ați pierdut. Aici nu mai există înțelegere. Da, sunt la sentimentul lui Cristi Pala. Știi cum e asta? Orgoliile vs. tehnologia. Da, cam așa vine. Aceste orgolii aveți sunt orgolii, de multă vreme. Rămâneți acasă. Corect, dacă aveți orgolii. Bravo. Ăsta este. Florin. Nu reușiți să depășiți momentul, aveți orgolii. Vreți să demonstrați care e mai mare. Care... Păi le aduc aminte la amândoi, că eu eram în ultimii ani de activitate, la aproape de 45 de ani, și le luam premiile. Nu există și n-a venit niciodată să vii să spun, băi, vedeți că voi mie îmi spuneați regele când intram la consfătuiri în cameră. Și aveam 45 de ani și îi respectam pe toți și susțineam pe toți și le-am spus că nu e importantă greșeala, e important că atunci când ai greșit să ai liniștea, că n-ai făcut-o intenționat, atunci când iei o decizie ambiguă, să nu stai să te gândești oare ce o să zică conducătorul X, Y sau Z de la care am luat cândva ceva, de aceea e important opa. Opa. Ai integritate. Păi da, Cristi, când spui eu asta... Eu n-am venit niciodată să mă laud, băi, vedeți că îmi spuneați regele și că de fiecare dată am încercat să vă învăț să luați lucruri bune și să luați ce e mai bun de la mine și să învățați din greșelile, v-am mărturisit greșelile pe care le-am făcut eu în arbitraj și v-am cerut să nu repetați greșeala mea pentru că am fost bine intenționat. Nu întâmplător au ținut atât de mult la mine. Cristi, dar vorbind de arbitri care au luat ceva, cum spuneai ceva mai devreme, ai cândva? Ai spus o jumătate de cuvânt acolo. Nu, le-am spus că cel mai important este să stea departe de conducătorii de club, să nu aibă povara situației în care, dacă ar avea o fază ambiguă, să le fie frică să dea o decizie împotriva unui conducător pentru că au luat cândva ceva de la el. De aceea, păi ce puteau libertatea lua? Și posibilitatea luării deciziilor care arbitrul le consideră că sunt cel mai aproape de adevăr, pentru că sunt și situații ambigue. El trebuie să dea alb sau negru. Chiar dacă situația e gri, el trebuie să decidă. La jocul să oferi penalti. Și atunci, dacă porți povara faptului că tu cândva ai luat ceva de la un conducător, ești pierdut, ești mâncat. Mai există azi arbitri care au luat cândva ceva? Nu cred. Nu cred. La început... Să nu, aș fi dezamăgit. Când auzi, eu aș fi dezamăgit, dar vorbesc de această generație cu care ei au crescut cu mine, fiind colegul lor arbitru, și de fiecare dată le-am spus că eu îi susțin, dar dacă vreodată, și asta a spus-o, m-am ridicându-mă în picioare, era Crăciunescu președinte,
și erau anumiți conducători care spuneau că ei conduc o gașcă, eu conduc un grup de arbitru care decide campionate. Și m-am ridicat la consfătuire și am spus în felul următor, mi-aduc aminte exact și știu unde eram, undeva în județul Vâlcea. Mi-am explicat în felul următor, să meargă la Crăciunescu sau la președintele federației, arbitrul care, căruia eu vreodată i-am sugerat, nu să-i spun direct, și măcar să-i fi sugerat că ar fi bine să câștige o echipă sau alta. Și am subliniat următorul lucru. De ce vă cer acest lucru? Pentru că eu, dacă eu susțin arbitrii și îi protejez și m-am luptat pentru ei, să aibă baremuri mai mari, să nu se mai întâlnească cu conducătorii de club, să condiții mai bune și așa mai departe. Eu dacă vreodată le-am spus o să aud de vreun arbitru care are vreun interes față de un conducător de club sau o echipă că face afaceri, business-uri sau orice altă legătură, să știe că eu sunt primul care îi părăsc. Bun. Există cale de împăcare între cei doi? Bineînțeles. Nu reușesc să se înțeleagă că arbitrii merg acasă. Nu, ca oameni, ca arbitrii trebuie să înțeleagă. Ca persoane... Și ca arbitrii. N-am nevoie să facă concediile împreună. Poate că nici nu e indicat. Dar nici nu ar trebui. Nici n-ar, păi da. Sau să facă să aibă sărbătorile împreună. Nu. Să stăm liniștiți că nici nu și le fac. Dar nu ne facem griji pentru probabil, ei. Dar, altfel... dar numai o secundă. Trebuie să accentuăm pe o idee pe care Cristi a spus-o de vreo două, trei ori. Iată că avem încă un rege în fotbal, în arbitraj. King Balaj. Astăzi am aflat. Păi așa am ziceau cum să ziceau regele. La constătuiri. Eu așa, uite, regele Balaj, așa ziceau? Deci timp de 30 de ani și azi aflu că, că ție spuneau ăștia regele. Regele Balaj? Regele. Când intram la constătuiri în cameră, în ultimii ani de activitate, se ridicau câte 5 picioare să facă loc a venit regele. Maestate. Asta trebuie imediat intrat acolo. Regele de ce? Balaj. Pentru că eu nu am făcut... nici o deosebire sau am încercat ca să-i n-am încercat niciodată să fac diferențe între ei. I-am respectat pe toți la fel și de fiecare dată le-am spus fiecăruia ceea ce a greșit el, nu ce a greșit colegul. Hai să ne detensionăm. Da. Bun, important, oricum a fost scandalul săptămânii, Alin, te rog puțin, Tel. A fost scandalul acestei săptămâni și oricum ne apropiem de ora la care intrăm în legătură cu Gabi Safta. A fost scandalul acestei săptămâni. Articolul mi se pare exagerat, să știți. Articolul Gazeta Sporturilor a scris despre această poveste, iar ProSport a venit cu, și cu alte detalii despre această fractură. Gardoș, cum vezi tu această poveste? În primul rând mă gândeam la discuția asta vis-a-vis, pe care am auzit-o și o cred cumva, vis-a-vis de anumiți arbitri VAR care poate, nu știu, au o anumită reținere când trebuie să cheme centralii să revadă o fază. Da, eu rămân la părerea că Fluieran acolo, lui Fluieran i-a fost frică la Rapid FCSB să-i spună lui Horațiu Feșnic, exact, suspiciune de penalti, de cartonaș roșu. Mă gândesc invers, da? Deci dacă mergem în ideea în care, și asta e valabilă, regulă valabilă peste tot, un arbitru dacă ia o decizie în timpul meciului greșită, indiferent dacă o întoarce după ce vede, revede imaginele, aia se consideră greșeală și va fi notat? Nu. Ba da. Nu cred. Asta ce am spus eu. Asta da, nu cred, pentru că tot eu centralul, decid următoarea decizie. Dacă îmi schimb decizia, tot eu decid. Eu vorbesc de raportul de joc pe care îl face observatorul. El notează ce notă ia astăzi arbitru Ișvan Covaci. 7. Că a greșit la acea fază, indiferent dacă întoarce sau nu. Că n-a văzut penaltiul pe care ar fi trebuit să-l vadă, exact, și okay, la Davaru, așa este. Ok, atunci stau și mă gândesc, eu ca central, dacă fac o greșeală și sunt chemat de colegul meu din camera VAR să văd, nu vreau totuși să revăd faza, indiferent de ce decizie iau. Chiar dacă eu știu deja că eu voi fi notat nasol dacă am greșit, dar măcar să
să scap de partea cealaltă, de da. Acuzele conducătorilor, de scandal în presă. Nu, domnule, în primul rând scap de greșeala mea. Adică repar greșeala, fac lucru exact, bun. Exact. Adică îl pansez deci, bine pe om, nu îi pun bandajul ca lumea. Dar nu văd, de ce. Eu cred doar că există această într-adevăr de orgol între Hațegan și Ișvan Covaci, probabil că Ișvan Covaci venind mai din spate, așa, după ce Hațegan a arbitrat pe la campionatul european, ajuns, Ișvan Covaci este la un nivel foarte bun, arbitrează foarte bine și probabil că există această fractură. Dar au apărut poveștile astea, ani de zile n-au apărut. Când a ajuns Covaci top, a apărut această discuție. Probabil că ea mocnește de multă vreme. Adrian Porumboiu, îi cer scuze lui Gabi Safta, îl rog să fie alături de noi și să ne mai aștepte. Adrian Porumboiu la telefon, bună dimineața! Bună ziua, bună ziua! Bună dimineața! O bătălie de orgoliu, cum vedeți aceste articole de presă, Gazeta Sportului, Eurosport, au scris despre fractura aceasta între cei mai buni doi arbitri români? Presa poate să scrie orice, e dreptul ei să spună și lucruri adevărate și neadevărate. Asta cu neadevărate nu e în regulă. Ei, nu e, păi nu e regulă să nu mai dați lucruri neadevărate. Ce, asta e chiar culmea. Sunt eu de vină că presa... Păi nu spuneți dumneavoastră, nu, dumneavoastră ați spus altceva. Dumneavoastră ați spus, Alin, te rog frumos, dumneavoastră ați spus mai devreme că presa poate să scrie lucruri adevărate sau neadevărate. Da, nu, da, nu e normal să scrie. Așa cum arbitrul nu trebuie să greșească. Păi stați puțin dacă m-ați lăsat. Vă rog. Am început fraza și, mă rog, m-ați luat în privire. Nu, haideți să clarificăm lucrurile. Și repet ideea. Da, presa poate să scrie orice. E dreptul ei. Problema se pune foarte clară. Comisia de arbitri, Federația Română de Fotbal, nu are nici fel de treabă cu ce scrie presa. Poate sunt lucruri adevărate, poate să nu sunt adevărate și s-a scris în presă despre relația lor. Eu știu un singur lucru. Federația, Comisia Centrală de Arbitri trebuie să delege pe cei mai buni arbitri care erau la ora actuală. Și aceștia sunt foarte clar menționați și de toată lumea, unanim acceptat această variantă, Covaci la centru și în cabina VAR Hațegan. Că nu s-au înțeles, că nu știu ce, n-are nicio legătură. Astea sunt de șușanele și de bârfă la colțul străzii. Ei sunt profesioniști, pot să aibă orice fel, n-are niciun fel de legătură relația lor personală cu arbitrajul. Punct. Restul, dacă fac altceva, cad pradă în unor lucruri mărunte și cei de la Comisia de Arbitri și cei de la Federație. Altceva, nimeni nu interesează relația sentimentală între cei doi. Pe toată lumea interesează un singur lucru. Arbitrajul să fie fără cusuri și să arbitreze ceea ce se va întâmpla și se întâmplă pe teren. Nimic altceva. Dacă ne luăm, deducem după treaba asta, că să-l înlocuiască, să vină nu știu cine la să arbitreze, altul să fie în camera VAR pentru că s-au certat. Da, mai apar animozități între ei, dar nu cred că este o ceartă din asta așa disperată. Și am dat un exemplu. Sunt jucători care au jucat în aceeași echipă și au avut, mă rog, plăceri la aceeași femeie. Și nu s-au bătut, nu și-au scos ochii și au jucat mai departe, că era interesul echipei. Dar mai ce facem că s-au certat și nu știu ce s-a, mă rog, a explodat, ghilimele de rigoare, disputa dintre ei. Hai să fim serioși. A pierdut Chiros Vasaras cumva, cum s-ar spune, cu ghilimele de rigoare, vestiarul arbitrilor? N-am înțeles și-a făcut. Dacă a pierdut cumva... Metaforic vorbind, vestiarul? Păi ca să câștigi vestiarul trebuie să stai pe lângă vestiar. Ori el nu stă pe lângă vestiar. El nu știe ce se întâmplă cu arbitri, nu-i cunoaște. Pe toți, el e în vizită aici, el e un vizitator. Acum e mai prezent în ultima vreme, vedeți că ne explică. Acum e mai prezent, că mai, mă rog, mai iese cu comunicate, mai explică faze foarte bine. Alea deci, pot fi făcute și de la Salonic. Pot fi făcute și de la Salonic online. Nu e o problemă. Da, categoric. Dar, mă rog, ca să cunoști, trebuie să vii, să-i vezi la mes, să-i observi, să discuți cu ei și eu vă spun sincer, afară de că sunt foarte mulți arbitri în prima ligă care nu cunosc reguli elementare ale jocului. Și atunci este clar că ei au nevoie de instruiri și instruirile se fac permanente, pentru că și modificările sunt, mă rog, destul de rapid făcute la nivel de FIFA și de FIFA, nu de UEFA. UEFA le pune în aplicare. Dar, mă rog, asta nu e o problemă, dacă să poți să judeci aici. Nu trebuie să judece nimeni, nu trebuie să spună nimeni ce și-ar dori. La toate campionatele unde sunt astfel de situații, trebuie să dai cei mai buni cremă de cremă la aceste meciuri care sunt decisive.
Ar trebui schimbat înlocuit Vasaras? Păi, acum la spartul târgului, să vedem, nu e analiza mea. Vine un nou sezon, nu e normal. Un nou sezon, nu face niciodată și mâine tot. Părerea mea că da. Și sunt oameni care ar putea să preacubise. Dar, mă rog, cine? Nu e decizia lui Burleanu aici. Puteți avansa un nume? Îmi cer scuze. Eu am avansat un nume care, mă rog, acum sper că nu s-a răscopit de tot pe Tudor. Tot timpul am avut, și nu numai Tudor, să pot găsi variante. Noi suntem chiar așa de tâmpiți cu toți, adică să nu găsim un arbitru, un fost arbitru să poată să menegeze cum trebuie ceea ce înseamnă arbitrajul românesc. Sunt variante, dacă se caută, sunt variante. Nu pot să spui că n-ar fi. Da, trebuie să-i cunoști, trebuie să știi traseul la fiecare arbitru, ce a făcut, când a făcut, dacă a avut o legătură cu un club sau altul, ce slavă domnule au avut. Și atunci, cunoscând toate elementele astea, primenești cât se poate de des corpul de arbitre. Pentru că nu poți să stai așa și să știi de unul că a făcut ce a făcut și să spui da, adică merge și așa. Ori nu merge. El de la Salonic nu știe treburile astea. N-am nimic cu el, e treaba lui. Nu sunt în poziția unui politician, mă rog, eu le pun ghilimele la toți, să spun de că îl critic pe ăla care e acum pe scaun ca să iau scaun. Păi nu mă interesează, dar mi-aș dori să fie un om care să fie de al pământului și să cunoască ce se întâmplă pe pământul ăsta și, mă rog, cu arbitrii români. Și până la urmă, foarte multe încercări. N-a promovat un arbitru, n-a promovat. Nota bene, i-a promovat pe cei doi prin relația care are cu nașul lui sau ce este, în comisia, mă rog, la UEFA, nota bene. Dar n-am văzut arbitri să fie încercați, să fie promovați, insistați pe ei și astea sunt făcute de cei care au fost înainte la comisia de arbitri. În momentul în care îl vom vedea pe Radu Petrescu delegat duminică, dacă se va întâmpla asta, înseamnă că Vasara s-a pierdut vestiar. Nu, n-a pierdut vestiar. Dacă îl pune pe băiatul, n-am nimic cu el. Dacă îl cere o echipă, înseamnă că e casa de comenzi, de, mă rog, arbitru, nu mai e ce cea. Așa s-a zis și de Cosălțescu săptămâna trecută. S-a speculat, inclusiv Gazeta a speculat de delegare cu dedicație. Da, domnule, la Colțescu este nota bine. Este o situație trecutului întunecată, îl cunoaște toată lumea. Faptul că și-a revenit, faptul că arbitrează bine, este precisa lui. Dar existau destule, nu vreau să insist pe tema asta, în trecutul nu prea am depărtat. De 4-5 ani de zile arbitrează perfect. Dar pe când, dacă tu aduci la un meci din ăsta un arbitru care a schimonosit o fază, a stabilit o campioană, să-l mai dai încă o dată să stabilească o altă campioană e prea mult. Colțescu a făcut, mă rog, unele meciuri și le-a făcut praf. Dar n-a stabilit direct cum a stabilit acest, mă rog, Radu Petrescu. E greu că spune că e pe lista. E greu, are probleme de comportament care sunt dubioase. Nu poți să-l dai. N-ai cum. Dacă îl dai, înseamnă că e o problemă care nu are nicio legătură cu noțiunea de moralitate, noțiunea de, mă rog, care trebuie să o asigur de o echitate, dacă se poate spune, perfectă în desfășurarea unui joc. Să fim serioși. Dacă au făcut treaba asta, cred că poți să-i acuz de cele mai obscure intenții. Adică nu faci rabat de la calitate, de la duetul Hațegan-Covaci, pentru că tu nu poți să te impui în meandrele acestui duet. Meandrele sentimentale. Domnule, stați puțin, opriți, Alin, te rog frumos. Noi vorbim în particular foarte normal. Mult. Da. Acum, e o problemă. De ce credeți că întreabă vreodată FIFA, UEFA, domnul arbitru, vrei să arbitrezi meciul ăsta? Primești delegarea și cu asta, basta, opriți-vă odată. Nu-i nimeni, cum spune, la dispoziția arbitrului, spune ce păsuri are el
sau nu are cu un coleg de-a lui. Și de ce credeți vreodată că în România întreabă pe băieții ăștia, ori nu le trimite delegarea? Știi că procedura aia îți trimite delegarea. Și dacă ai ceva, spui, am o problemă, nu pot să mă duc, că mă doare piciorul sau... Îi s-o mai umflamă seama de mai multe ori până acum. Însărcinată. Bun, domnule Porumboiu, am înțeles punctul dumneavoastră. Stați puțin ca să înțelegeți mai bine. Că probabil că e nevoie să înțelegeți mai bine. Ce legătură la un moment dat are arbitru care este în camera VAR și arbitru care arbitrează? Cel care arbitrează este în teren, nu se vede cu el și discută strict, care discuția este înregistrată și spune, bă, du-te și vezi faza aia acolo, punct. Nu stau să îmbrățișeze. Dacă erau toți trei în echipă, unul era arbitru, ceilalți doi asistenți, poate să apară o discuție, domne, că sunt nu știu ce, dar dincolo nu se văd, nu au ce fel de treabă, doar să aud pe căști ce și cum. Opriți-vă, n-are niciun sens. Dacă fac altfel, înseamnă că sunt alte interese. Dacă nu-i pun pe ăștia doi. Alte interese, n-ai cum. Asta e cel mai bun deocamdată și foarte atent Hațegan. Răsplantul este foarte bine pregătit fizic, mental și arbitrează bine acolo. Când m-a luat de colba, nu s-a luat nimeni când făcea ce porcării făcea. Bun, s-a spălat și ăsta, și-a dat cu apă simțită sau cu aghiaz, nu s-a dat pe cap și a ajuns unde a ajuns, bravo lui. Dar trecutul lui este glorios cu ghilimele de rigoare, la unele meciuri. Mulțumesc foarte mult, o zi frumoasă, toate cele bune.